Domnul Popa, am ajuns aici la stația de tratat semințe, ce-i drept n-am mai făcut până în clipa de față un interviu de la o așa înălțime, dar mă bucur și de peisaj și mai ales de ce o să prezentăm telespectatorilor noștri. Da, așa este. A fost o gândire, să spun așa, profundă când am făcut acest lucru, pentru că stația de semințe mai este la Alexandria, Drăgănești, la Găiești. Eu sunt pe undeva pe la, situat între aceste stații de semințe, cam pe la jumătate. Am făcut toată viața semințe, nu numai de grâu, pentru că aici suntem specializați pe grâu, pe păioase în general, și sigur că am gândit pentru zona respectivă să fac un lucru bun. Aici avem o stația cu capacitatea de depozitare, celule mai mici de circa 150 de tone, 8 celule, deci 1000 de tone de sămânță intră în depozitare, sămânță selectată, trecută prin selector și trior, urmând ca atunci când o tratăm, cum este situația acum, să trecem prin gravitator și mașina de tratat. Avem celule mai mici, cum spuneam, pentru a depozita soiuri diferite, categorii biologice diferite și sigur că noi cultivăm aici în special soiurile de grâu românesc, în principal și soiuri străine la cerere, împreună cu partenerul de distribuție. Și totdeauna căutăm să punem cei mai, să cultivăm, pentru că sămânța e produsă în câmp tot de către noi, să cultivăm ce se cere pe piață. Anul acesta, spre exemplu, împreună cu INCDA Fundulea, am căzut de acord să promovăm soiuri noi, Ursita, Voinic, chiar le-am testat, soiuri de producție, chiar am obținut o tonă jumate, două tone în plus la soiul Ursita și de asemenea alt soi pe care îl cultivăm anul acesta abundent, facem teste să vedem cum se comportă, deci repet, căutăm să producem sămânță ce se caută pe piață, de productivitate și calitate, noi dorim și calitate a grâului, nu numai productivitate, și știu fermierii ce vreau să spun când spun acest lucru, noi vrem să facem calitate. Deci ne aflăm practic pe spațiile de depozitare a seminței selectate și vom merge pe flux la gravitator, mașina de tratat, mașina de ultimă oră, tratează impecabil în șarje, este tehnologie nouă pe piața românească, pentru că toată lumea știe sau cine știe, degeaba luăm produse de cea mai bună calitate pentru tratat dacă acestea nu sunt administrate și date în mod corespunzător pe toată suprafața bobului de grâu sau de or sau de triticale. În continuare vom merge pe flux și până la sămânța la sac să vedem ceea ce facem noi aici. Bun, haideți să urmărim fluxul și în același timp să le explicăm telespectatorilor pașii pe care îi urmează sămânța până să ajungă în terenurile pe care dumnealor le muncesc, le cultivă. Da, pașii, i-am spus, se vine cu sămânța din câmp în vrac, în timp ce vine din câmp, o parte din sămânță merge direct în stație pentru primul proces pentru primul proces tehnologic, adică selectare și trior, intră curată în aceste celule, sigur, iar restul de sămânță care ne vine pentru procesat sau care o avem noi spre prelucrat, se depozitează în spațiile care le avem aici, avem șoproane și magazii. Deci, toată sămânța trece prin această stație și, așa cum am mai spus, după ce
în funcție de cerere, pentru că noi lucrăm la cerere, soiul care se cere și substanța cu care dorește fermierul să trateze. Îi facem și acest lucru în funcție de cerere, sămânța și urmează fluxul în continuare, gravitat, pentru că este un utilaj care nu trebuie să lipsească într-o stație de semânță, nu poți scoate puritate de 99,99% dacă nu există acest gravitator și veți vedea în imagini sămânța care apare ca fiind foarte bună, numai prin selector și trior, că totuși gravitatorul mai scoate și el ceva care nu-i sămânță. Câți oameni lucrează și câți specialiști muncesc aici în această stație de tratat seminții? La această stație de tratat, pentru primul proces, preluare și selectare, lucrează un singur operator. Este inginera care am aici, Radu Alexandra, care știe ce are de făcut. Noi avem program ce depozităm în fiecare celulă, ce recoltăm. Nu trebuie amestecuri, nu trebuie să facem impurificări la sămânță și cunoaște foarte bine ce are de făcut. Deci pentru prima fază, un singur om și eventual cel care mai lucrează cu încărcătorul, pentru a face transportul de sămânță vrac pentru procesare. Pentru celălalt flux sunt necesari, în afară de șefa de stație, încă trei oameni. Noi intenționăm să modernizăm și, pentru că în ultimii ani se cere sămânță la Big Bag, cel mai mult, la început, când am făcut stația, acum 10 ani, mai mult de jumătate făceam la saci de 40 de kilograme. Acum, cred că nici 5% nu se mai lucrează pe 40 de kilograme și lucrăm pe Big Bag. Trebuie un pic de automatizare, m-am și gândit, o fac în primăvara anului viitor și va lucra două persoane pentru procesul al doilea, cu bandă de preluare a sacilor Big Bag și... Deci cam asta, lucrăm și noi la creșterea productivității. Investiția până în prezent e mare? La cât se ridică investiția pe care ați făcut-o aici? Inițial investiția a fost de 1.300.000 de euro. Am mai achiziționat gravitatorul 100.000 de euro, atât a fost un gravitator foarte bun, performant din Germania. Și acum lucrăm, în vara asta am achiziționat mașină tratat de ultimă oră, 200.000 de euro. Deci dacă e să însumăm toate acestea, ajunge la circa 1.600.000 de euro. Și aceasta a fost făcută pe fonduri europene, în 50-50%, dar modernizarea s-a făcut pe surse proprii. Vreau să discutăm un pic și despre tehnologia pe care o aplicați. Înțeleg că e de ultimă oră. Da, tehnologia de tratat sămânță e de ultimă oră. La Păioase nu cred că sunt mulți, nu știu, mai fi unul, doi în țară care folosesc tehnologia de tratare în șarje cu această mașină tratat care lucrează cu dozări la miligram, adică nu niciun fel de eroare, lucrează pe timp. Sămânța este dată, noi lucrăm pe șarjă, de exemplu, după ce am testat care e soluția cea mai bună, de 75 de kilograme pe șarjă. Deci pentru această cantitate de grâu își primește tot ceea ce trebuie, substanța de tratat, fungicid sau insectofungicid, eventual fertilizanți și alte substanțe care le doresc fermierii care se administrează prin dozări, să spunem așa, de farmacie, am putea să spunem, lucrează impecabil mașina de tratat și cu o calitate a împrăștierii sau depunerii substanței pe bob, veți vedea în imagini, impecabilă. Profit de peisajul ăsta frumos de aici și vreau să discutăm un pic și despre construcția care se ridică în spatele nostru. Sunt cele patru celule de siloz despre care făceați vorbire la începutul emisiunii noastre. Oamenii lucrează aici din plin, ridică primele
practic primele celule. E investiție mare, dar o investiție care spuneați dumneavoastră că trebuie făcută. Trebuie făcută pentru că noi vrem să creștem ca productivitate aici și vă imaginați că marfa care se va depozita acolo trebuia depozitată prin magazile și șoproanele care le avem, sigur cu costuri suplimentare, cu folosire de mijloace de încărcat, de încărcat în mijloace de transport, preluarea greoaie. Noi această investiție o facem pentru marfă de consum și sigur am adoptat și aici o soluție tehnică care este mai costisitoare, dar o considerăm mai bună cu tunel pe sub celule, da? Că există și soluția fără acest tunel cu jnecuri de descărcare pe fiecare celulă. Am considerat că chiar dacă costă mai mult, să facem un lucru fiabil și pe termen lung. După cum vedeți, sunt 4 celule, v-am spus că proiectul cuprinde 8 celule, dar urmează ca în anii următori, în funcție de amortizare și cum merg lucrurile, să construim și celelalte 4 celule cu, repet, în față aici va fi cuva de descărcare și avem achiziționat și uscători pentru producție, dacă va fi cazul în anii ploioși sau când porumbul în special se coace mai, se usucă mai greu. Practic, cei care achiziționează de la dumneavoastră sămânță au posibilitatea să o țină aici, în aceste celule, să o aibă practic în siguranță. Da, sămânța, noi procesăm sămânță și pentru parteneri facem prestări. În celule, dacă vin în acele celule, dacă vin cu cantități mari de 1000-1500 de tone, atunci folosim celulă de acolo, celula care se construiește acum. În schimb, noi depozitare facem la sămânța prelucrată, pentru că avem parteneri care, sigur, vin cu cantități mari, 500-1000 de tone, dar vin cu rugămintea și domne, să-mi o țineți până când o ridic să o distribui la fermieri. Și atunci, de aceea am construit aceste celule, să depozităm marfa de consum, ca spațiile să le putem folosi pentru depozitarea pe termen scurt, putem să spunem, până la utilizarea seminței, sămânța să fie depozitată la noi aici. Haideți să mergem pe fluxul tehnologic la stația de tratare, pentru că vreau să-l prezentăm cap-coadă, cum se spune. Da, așa vom face. Mergem în interiorul stației de prelucrat. Ce face aparatul ăsta pe care îl avem noi în față? Este o mașină de tratat, de ultimă generație putem spune, totul se face automat. Deci noi doar setăm, băgăm niște parametri și cam atât. Văd că avem pe display mai multe căsuțe, pornire, pauză, sfârșit, rețetă, consum și așa mai departe. Haideți să explicăm telespectatorilor câțiva din acești parametri importanți pentru a ieși un produs de calitate. Ea acum lucrează într-un regim automat. Acesta este cântarul, cântărește singur. În momentul când ajunge la cantitatea de 70 de kilograme, evacuează sămânța, apoi pornesc pompele. Da? Aici se vede unde pornesc pompele. Se dozează cantitatea de substanță necesară pentru 70 de kilograme și ea își face ciclu de amestecare, da? Aici avem amestecare, apoi va fi uscare, golire și cam asta este tot. Rețeta o stabiliți dumneavoastră în funcție de ce? În funcție, noi calibrăm în funcție de densitatea substanței, de cât de mult vrem să adăugăm substanța activă și cam atât. Dacă apar ceva probleme, sunteți anunțată? Da, mașina se oprește automat și nu mai face nimic, adică nu pornește mai departe. Dacă ceva nu funcționează normal, ea se oprește singură.
văzut aici mai multe recipiente pentru rețetar, presupun că sunt folosite. Da, noi tratăm cu diferite substanțe, ce vrea clientul la cerere sau substanțele standard, amiral sau austral. Sunt cele mai folosite, cele mai întâlnite în stația asta de tratat semințe și presupun că trebuie să ai un atestat pentru a putea controla și pentru a superviza ce se întâmplă efectiv în tratarea semințelor. Noi am fost instruiți de un personal din Germania care a venit, ne-a prezentat mașina și cum trebuie să lucrăm cu ea. Domnul Popa, haideți să le mai spunem oamenilor câteva lucruri vis-a-vis de stația asta de tratat semințe, pentru că am văzut multe lucruri interesante trecând prin ea. Aveți un aspirator, practic acolo unde intră sămânța nu se simte praful. Da, așa este. În întreaga stație aerul este perfect respirabil pentru că avem o absorție și pe tubulatură și în interiorul stației absorție a prafului și este scos în exteriorul stației. Pe fiecare tubulatură, pe fiecare elevator există absorția aceasta de praf și aș vrea să completez prin a vă spune că la mașina tratat aceasta este aerul este din camera unde este mașina este absorbit în totalitate și eventualele particule sau pierderi emanate de către mașina în tratat sunt absorbite și prin acest filtru este scos afară și acolo, după cum ați văzut, aerul este curat. Considerăm un lucru excepțional pentru oamenii care lucrează și până la urmă și pentru mine care vin destul de des să văd cum lucrează. Aș vrea să mai completez aș spune că punctele forte ale stației la momentul ăsta sunt gravitatorul care, după cum ați văzut, lucrează în curent de aer, sămânța plutește și este separată în funcție de greutate și s-a văzut clar că mai există, după ce am selectat și am trecut prin trior, mai există totuși boabe mai ușoare, alte particule care nu trebuie să fie în sămânță. Deci este o tehnologie nouă din punctul meu de vedere. De asemenea, punctul forte este și mașina tratată. Ați văzut, lucrează impecabil, cu o calitate a acestei lucrări de tratat excepțională, putem spune. Sigur că noi nu stăm pe loc, vrem să dezvoltăm în continuare afacerea. Avem în plan aici chiar și o fermă zootehnică, spunem noi. Intenționez o fermă de creștere taurină, tăuraș la îngreșat, cei care se caută cel mai mult pe piață, Angus. E cât de curând vom face și acest lucru. Avem subproduse pentru asta, gozuri care ne rezultă de la stație. Suntem fermă vegetală, există suficient masă vegetativă, producție secundară de la porumb avem și putem să facem și acest lucru. De asemenea, împreună cu familia, pentru că este o exploatație de familie aici, cu ginerele meu, cu fica, și fiicele mele, pot să spun, da. Vreau în curând să avem deja scos terenul pentru a face o seră de legumicolă, de producție. Intenționăm noi roșii cherry să facem, sunt foarte căutate pe piața românească și, după cum știm, vin din Spania, din Turcia și intenționăm, pentru că avem condiții aici să facem acest lucru, avem suprafață de teren lângă sediul firmei și condiții, suntem aproape de București
și intenționăm cât de curând să facem și acest lucru. Să, ce pot să spun, să fim sănătoși și lucrurile să meargă bine. Deci nu stăm pe loc. Diversificați activitatea, încercați și în horticultură practic să intrați pe o piață destul de greu accesibilă, dar mă gândesc că ați calculat bine toate mutările astea pe care le faceți. Vorbeați de roșii în spațiu protejat. Da, așa este. Noi, în general, când vrem să dezvoltăm afacere, mergem, vedem în afară unde există sau chiar și în țară dacă există, dar, în general, împreună cu ginerele meu, personal, el a făcut o seră, în momentul ăsta lucrează, foarte bine lucrează, pe hidroponic, legume, să spunem, plante verzi, busuioc, pătrunjel, leuștean, vă enumăr din cele care se consumă pe piața Bucureștiului, unde și desfacem în acest moment, și care merge foarte bine, este pe producție de circa 7-8 luni de zile. Practic am mers în Danemarca, am văzut cum se face acest lucru acolo, am căutat parteneri, au venit, am cumpărat tehnologia și producem aceste legume sau plante verzi, plante aromatice, ca să spun așa, care se consumă și pe piața românească vara, iarna, continuu, pentru că sunt deosebite din punctul meu de vedere. Mulțumesc mult de tot pentru faptul că ați stat de vorbă cu mine, cu telespectatorii Agro TV, și sunt convins că cei care vor să-și dezvolte afacerea se pot inspira și din ce ați făcut dumneavoastră și puteți constitui un exemplu atât pentru tinerii fermieri, dar și pentru cei care sunt deja în plină activitate. Da, eu mereu am spus, eu n-am ținut niciun secret, am fost la vedere, am avut porțile deschise pentru toți fermierii din zonă, fermierii mici sau și mari, pentru că mai sunt doi fermieri mari în raza localității Scurtul Mare, sunt și fermieri mai mici, 5-6 fermieri mici care tot timpul au venit, s-au inspirat din ce fac eu, tehnologia care o am eu pentru a lucra pământul. I-am sprijinit tot timpul cu informații, cu tot ce mi-au cerut, am fost deschis pentru acest lucru, că există loc pentru fiecare dacă vor să facă ceva și dacă zona se dezvoltă, eu mă simt mai bine. Ce ar însemna să fiu numai eu sau dacă ești cel mai tare pe o insulă pustie, nu cred că este un lucru bun. Deci lucrăm la vedere. Și sincer să fiu, făcând acest lucru, mie mi-a mers bine, deci n-am ce regreta. Dacă ar fi să încep din nou meseria, aș merge pe aceeași pași.